Bună seara, dragii noștri, și bine ne-am regăsit la o nouă provocare din cadrul emisiunii Bărbați vs. Femei, provocare pe care o găsiți exclusiv pe canalul nostru de YouTube, pe pagina Wow News. Sunt alături de mine cu Maria. Ce faci, Maria? Cum ești? Bună, Alex. Bună seara și vouă. Sunt bine, Alex. Sunt puțin așa entuziasmată, pentru că în sfârșit am și o activitate după atâta timp în care am stat cam degeaba. Pentru că nu am putut, efectiv, să fac bine, mai nimic. Bine, n-ai stat degeaba pentru că te-ai refăcut. M-am refăcut, da, ești am fost într-un repaus. Într-o continuă refacere. Dar vreau să mă joc, vreau să... Așa cum facem noi și, cu adrenalină, cu de toate. Pentru că i-am obișnuit deja pe urmăritorii noștri în fiecare săptămână. Și le-a plăcut mult. Exact, exact. Și le mulțumim pe această cale, pentru că am primit atâtea mesaje, atâtea râsete, atâtea... Dar numai stomacelul nostru, numai stomacelele astea mici ale noastre sărace, mi-a le știu prin ce... Mi-a fost greață toată ziua. N-am mâncat nimic. Nimic n-am mâncat. Nu am fost în stare nici să miros mâncare, dar apoi să... Nimic, nimic. A fost groaznic. Și sper să nu se repete prea curând experiența asta. Nu, o mai facem sau nu mai facem? Din partea nu mea mai. Să... O facem la anul. Când apar la Romer noi, cine știe ce o mai fi și ce o mai... Uite ce ne-au pregătit nouă oamenii ăștia pentru azi. Știi ce avem noi de făcut? Da, dar trebuie să-mi explici. Este o provocare. Am descris. E o provocare inedită, da, după cum observ și după cum observă și oamenii de acasă. Noi avem pregătite niște foi și un marker. Trebuie să scriem, deci. Bine, nu în asta constă neapărat provocarea. Trebuie să ghicim niște vedete pe care le vom vedea pe ecran. Numai că aceste vedete sunt îmbătrânite cu acea aplicație. Am înțeles. Fetelor, nu mai folosiți acea aplicație, doamne, iartă-mă, că nu suport aplicația. O folosești? Știu, nu. Nici să nu o folosești, nu-ți dau voie să o folosești, așa. Și aplicația respectivă, știi că este foarte... Există acel filtru care îmbătrânește echipul. Nu știam că există, mă gândeam că există doar cu tinerit. Nu, există și cu old face. Trebuie să o încerc. Și noi avem, vom vedea poza câteva secunde. Doar câteva și secunde. Și fiecare împătrățica lui să nu copiezi. Tu să nu copiezi. Eu n-am copiat niciodată. Niciodată n-ai copiat? Nu, nu-mi place să copiez. Eu n-aș. Mie îmi place să o pun pe merit, ce știu eu. Dacă nu știu, recunosc. Bine, atunci o să încerc eu să nu copiez. Avem câteva secunde, după cum spuneam, timp în care observăm cine este acolo. Sper să nu fie greu. Și după care să vedem, să scriem răspunsul corect. Da. Ești pregătită? Da. Bun. 3, 2, 1 și... Facem în felul următor. Ok. Cred că știu. Nu copia. Nici nu mă uit la tine. Cred că am ghicit. Arătăm? Este Dorian Popa. Ăsta e răspunsul. Nu știu cât de bine se vede pe scrisul pe această foaie. Păi ai copiat după mine, de aia. Nu m-am uitat. Nu m-am uitat, măi. Eu am scris pe ce am crezut eu. Dar meu nu prea scrie markerul. Vrei să ți-l împrumut pe al meu? Stai. Uite, facem în felul următor. Vrei să jucăm pe o provocare, vedem care ghicește mai mulți artiști, vedete. Va câștiga și va da o provocare celuilalt. Facem da, așa? Da, corect, da. Bine. Poate hai, ne mobilizăm altfel atunci. Hai, uite, pune într-o parte să vezi că eu nu copiez. Bine, uite, o să stau. Vrei să stau spate-n-spate? Hai, dar eu nu pot să mă pun. Pune-te tu, că eu nu pot să stau. Eu am încredere în tine, că ai spus că ești fată cu minte și că nu copiezi. Hai să vedem. Următorul... Știu. Am un lapsus. Eu scriu ca un grâb că nu am susținere. Când scriu, îmi vine să citesc cu voce tare, știi, să... M-am uitat, dar după ce am terminat, să văd dacă știi. Ai scris? Da! Arătăm? Da, am arătat. 3, 2, 1 și... Andrei Antonescu! Antoneasca! De chiar așa am scris, Antoneasca. Dar de ce ai scris? Că nu mai știai Andreea? Știam Antonescu. Știi, am și eu un lapsus, se mai întâmplă. Da. Bun. Hai că nu e așa greu. E bine. Nu te uita.
ți-e ciudă dacă nu te uita. Nu m-am uitat, nu măi, te uita. Dar nu m-am uitat. 1-0 pentru mine. Nu cred! Acum mi-am dat seama cine e. Și cum ar fi să răspundă greșit? Uite! Ești gata? Cine? Iancu! Da, mă, că știut! Și te-am pus și o inimioară. Eu am știut, știi, nu mi-am dat seama că Iancu prima dată, jur. Dar nici eu mă uitam. Eu după oic mi-am dat seama că sunt așa. Nu știu, dar deci, nici eu nu mi-am dat seama prima oară nici când eu. L-am văzut. Uite ce transformare. Ia, așa o să arăți la bătrânețe. Doamne, păi dacă arăți așa, ce să zic? Seamănă cu Gianluca Vacchi. Da, păi la Gianluca mă gândeam. Ți-mi dat la spus deci, de Gianluca. De ce n-ai scris Gianluca? Că după mi-am dat seama că e Iancu după degete, că el așa le are groase. Jură-te că tu după degete ți-ai dat la seama. La degete m-am uitat. Doamne ferește. Și după poziția corpului, el nu, așa ține. Nu, eu am văzut ceva în privire în partea sau de sus. Sau poate i-am studiat un pic Instagram-ul și am văzut pozele și mi-am amintit de poză. De ce ai studiat tu Instagram-ul? Eram și eu curioasă. Să vezi cum sunt degetele lui Iancu. Nu mă, știi după ce mi-am dat seama că mi se pare foarte fake așa cum a făcut poza, știi? Când ține el paharul în mână, parcă e prea forțat, știi? Uh-huh. Uite. Vezi? Adică n-are niciun sens. Și adevărul e că da, asta este o mișcare specifică lui Iancu Stârb. Da, adică chiar e specifică lui. Îți dai seama în orice situație, în orice, oriunde ai fi, tu ți dai seama că hai este vezi. Iancu Stârb. Hai să vezi, că dacă sunezi ca mine, că, te pup, am fost Iancu. Atât de aproape să conduc. Hai să vedem ce mai urmează. că nu pot să râd! Tu îți dai seama? Stai, nu te uita! Tu îți dai seama cine e? Da! Nu pot să râd, mă doare! Apropo de asta, o să... Băi, cred că... Eu scriu ceva, să nu se supere persoana pe mine. Dar nu sunt sigur. Băi, sper că am răspuns corect acum, nu știu. Eu am scris Cornelia. Deci i-am scris Cornelia și i-am scris Talida. Care-i răspunsul până la urmă? Că nu... I-am scris Cornelia Ionescu. E Talida. Au, scuze Talida. E Talida, scuze. Nu cred. Se mai dai cu Cornelia. Uite, în poza asta. Mai arăt odată, deci scrie clar Talida. Ai scris Cornelia? Ți-e da. Ciudă. 1-0 pentru mine, gata. Mamă, ce bucuros sunt, pornesc cu avantaj. Au. Da, a fost dificilă? Dar tu nu vezi ce seamănă cu Cornelia. Mă, dar să știi că seamănă. Să știi că seamănă. Bine, dar trebuia să scrii doamna Cornelia. Da, dar nu mai puteam, mă durea mâna. Ah, bine. Oricum, am avantaj. Asta e ce contează. Da. Hai să vedem. Cine... Știu. Da, este un politician, așa cum spune tăcitul. Jadoraș. Da, vezi Jador este. Jador, seama. Într-adevăr. Nu, n-a fost greu la el. N-a fost chiar că... n-a fost greu. Vezi, barba a rămas aceeași, dacă te uiți. Da, vezi? Da, da, da. Adică el are părul grizonant, dar da. Barba a rămas aceeași. Da, ați observat acest aspect. Tăticul Dan, cred că tăticul Dan a preparat aceste poze. Cred că sunt mai multe filtre și la Old Face. Adică ai și acolo da, mai multe variante. Bătrân modern și bătrân clasic, ceva de genul. Posibil, el, da. Jador, aici este un bătrân modern. Aveți că îți dai seama după privire. Da, da, da. Este el. Da. Da, nu, n-a fost greu, n-a fost greu la Jador. Bun, hai să vedem pe cine mai avem. Știu. Ce faceți oameni? Știu. Știi și tu? Da. De unde știi tu? Am văzut-o mai devreme. Păi nu-i corect. Trebuia să o țineți ascunsă. Dar de unde să știe, măi, oamenii? Ei. Am văzut-o în spate. Păi nu trebuia să o vezi. Simona Apciu. Da, Simona e. Am văzut-o. Te pup, Simona. Ei, na. Invidiatului. Hai, hai mai departe. Dar ce vrei să dregi mai departe? Stai să mai amânăm. Păi ce, ia, ce vrei să... Ah, da, 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 da. Nu. Fernando de la Caransebeș, hai, scrie. Hai! Scrie. Hai, mai 10 secunde. 10, 9, 8, 7.
Bogdan Mocanu. Nu cred. Păi are mâna ca el. Nu, bă, dar tu te iei după mâna lor. Dar la ce vrei mâini să mă uit? E Pepe. E Pepe toată ziua. Aoleu. Și toată noaptea. Pepe, dar nu de unde știi tu că e Pepe? Păi... Să ne zică în primul rând, dacă ar fi... Deci dacă ar fi... E corect? Pepe e? Deci răspuns corect, Florian. Final, am 2-0 deja. În primul rând, Bogdan Mocanu are brațele mult mai mari decât Pepe. Deci te-ai luat-o după brațe, dar nu, n-ai văzut bine. L-am și n-are, uite, uite părul. Uită-te la păr. După păr. Păi da, mă, dar am crezut că i-a pus păr fake. Nu. Nu. Se aplică trăsăturilor pe care le ai tu. Dar poți spune fără și ochelari păr fake. De soare, fără păr, fără... Nu, nu, nu. Mm. Este filtru old. Nu îmi dau seama. Și în cazul lui cred că este clasic. Nu, Pepe. Deci Pepe este răspunsul corect, îmi zice și Cătălina. Ia să vedem pe cine. Parcă e mama la bătrânețe. Ah! Am un lapsus iar. Deci dacă nu știi, Bibi... Stai cu minte, băiatul meu. Așa ai spus și mai devreme. Îți zic și de ce știu. Nu, mi-am dat și-o seama după privire. Mari! Mari, da. Îți zic și de ce. Mari de la Brăila. Pentru că eu am trimis-o la fata aia la machiaj. Și știam, am recunoscut machiajul. Deci ar fi fost culmea să o greșești tu pe asta. Doamne ferește. Și să o zic eu corect. Doamne ferește. E chiar că Mari s-ar fi... Nu te mai primea la ea acasă. Oricum ne-am certat. Trecem mai departe. De ce, mă? Aoleo! Mă gândesc la două variante în momentul de față. Și... Da, a! Bine, hai că o scriu. Doamne, ce ciudat. Stai să mă uit mai bine. Știu. Alex Pelea! Care îți mângâie Pelea? Ție să mângâie. Nu. Sau Antoni. Niciun caz. Antoni. Da, Velea. Am răspuns și... Velea este? Bun. Vezi că ești în dezavantaj? Până acum, în momentul de față, nu stai foarte bine. Poate tu nu stai foarte bine pe canapea, că eu stau foarte bine. Sigur, stai foarte bine. Da. Apropo de asta, trebuie să fiu atent și cum să am grijă de tine, să nu te fac foarte mult să râzi, să nu te țin foarte mult pe această canapea, că oricum, după aia mă ceartă bibișorii. Hai să vedem pe cine avem acolo. Nu e foarte greu. Aici? Nu, misiunea ta. Scrie. Cred, deci chiar mai, nu sunt. Nici nu mai trebuie să scriu. Deci bune, nu sunt sigur. Pe bune? Nu, nu sunt chiar 100% sigură. Gata? Manuela. Manuela, da. Dar sigur este? E Manuela. Sigur, sigur. Nu? Nu e Manuela. Mă gândeam că... Hai mă că a fost ușor, uite, nu o recunoști, nu-ți dai seama. Hai mă că e foarte schimbată ce vorbești. Îmi dau seama după corp aici că i-ai. După corp, da, uite, părul i-a rămas la fel. Dacă era filtru mai, nu știu, accentam mai tare trăsăturile, părul, îl făceau mai bătrână, poate era, să zic că aveam niște dificultăți, dar așa nu. Nu, nu, e ușor să o recunoști. Foarte ușor. Ia să vedem. Astea sunt toate. Ce-ai făcut, Bibi? Ce-ai făcut, Bibi? Ți-i ciudă? Mie? Tot mie? Mie nu mi-e ciudă. Câte răspunsuri ai dat tu? Nu știu, două am greșit. Două am greșit. Două ai greșit? Da. Ar trebui să... Deci... Nu, una, lasă, una singură ai voie să-mi dai. O singură pedeapsă. Provocare, de fapt, nu pedeapsă. Uite, ca să nu spui că sunt un băiat rău. Îți dau eu o pedeapsă, dă-mi cap acum. Nu e ăla. Auzi? Uite acolo. Ca să nu... Nu, să încercăm să nu murdărim canapeaua. Bine, bine, hai să punem astea. Bună dimineața. Hai să punem astea. Bun, ca să nu spui, Bibi, că sunt un băiat rău cu da. Tine. Și mai ales că vă simt atât de rău. Și pentru că... Brusc, că ai început să simți rău. Înainte să intrăm în filmare, spunea că se simte bine, că n-are nimic, că stăm 5 ore. Așa spune. Așa mă simt, m-o luat deodată. O dau de gol. Deodată m-o luat rău. Nu, nu, nu. Nu e cazul să te simți rău, pentru că am ceva frumos.
o provocare, o să spui că sunt cel mai bun coleg din lume. Ca să vezi că mă gândesc la tine, că treci prin perioada asta cu recuperarea, ție și ție e greu din punct de vedere fizic, te mai strâmbi când și când, mai faci câte o grimasă, așa, eu îmi dau seama când pățești câte ceva. Săptămâna viitoare, aduci ceva bun. Asta e provocarea pentru tine. Bine, de acord. A zâmbit și Cornelia. E o provocare ușoară. Nu e o provocare ușoară? Dar nu te-a auzit. O provocare este să aducă ceva bun săptămâna viitoare. Pentru toată echipa, uite. M-am gândit și la binele echipei. Da. Și nu este atât de... Bun. Dur, bine. Da? Da. Nu te-a mai pus să îți faci vreun tatuaj, să... Da? Bun. Corect. Bun. Bine. Baby, să le reamintim oamenilor că acest challenge, nu știu cum să-l numim. Vrei să-i punem o denumire? Să-l denumim într-un fel? Da, nu, e un fel de joculeț. Află, ghicește cine se vede. Ghicește da. Bătrânul. Ghicește da. Bătrânul, da. Să-i spunem. Așa o să se numească. Da. Ghicește bătrânul. Le reamintim oamenilor că această provocare o vor găsi exclusiv pe canalul de YouTube, pe pagina Wow News, acolo unde... Vor vedea în fiecare săptămână câte un joculeț din acesta pregătit de ai noștri colegi, pentru că nici noi nu știm. Ne trezim că apărem aici și ne se dau fel și fel de provocări, care mai de care. Nu știu de unde au atâta imaginație, domnule, oamenii ăștia. Nu-mi dau seama de unde. Ce să facem? Să-i apreciem. Bibi, până una alta, noi ne întoarcem la ale noastre. Să le mulțumim oamenilor că ne-au urmărit. Sperăm că le-a plăcut și această provocare. Și ne poți scrie în comentarii ce idei, ce ar vrea să vadă. Să ne dea și un like, bineînțeles. Și comentariu. Și comentarii, da, bineînțeles. Până atunci, noi vă urăm o săptămână excelentă. Pupici! Salutăm!